V-am rugat pentru Paștele acesta, în fiecare an e altfel, v-am rugat pentru Paștele acesta să citim acasă în zilele acestea Ioan, capitolele 13, 14, 15, 16 până la 17. Spre deosebire de ceilalți trei evangheliști care sunt sinoptici, adică au același punct de vedere și mai mult sau mai puțin trec cronologic prin viața Domnului Iisus, Ioan este cel care scrie după ce toate celelalte evanghelii erau, existau, și Dumnezeu și Ioan au avut senzația că evreii totuși au ratat înțelesul și el uită prea repede pe Domnul Iisus. Așa că el scrie, nu neapărat cronologic, dar face o colecție de discursuri ale Domnului Iisus și de evenimente, pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Este cumva preocupat de faptul că evreii și noi în general putem să știm despre Domnul Iisus ca despre un personaj istoric, dar să nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus, care este un personaj viu, prezent, etern, astăzi aici în mijlocul nostru și să avem o relație personală de bucurie împreună cu El. Aceasta este preocuparea lui Ioan și capitolele acestea de la 13 la 17 încep cu acea extraordinară introducere pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și urmează apoi tot ce s-a întâmplat înainte de Paște, în zilele acestea. Cuvântările Domnului Iisus sunt relatate in extenso, adică parcă cuvânt cu cuvânt. Ioan e preocupat să ne pună înainte cuvântul rostit de Domnul Iisus, pentru că cuvântul care vine de la Dumnezeu este viață. Viață. Sunt și eu hotărât pentru seara bună deja, să vă rog să deschideți Biblia la Ioan, capitolul 14, pe care eu îl intitulez, cum este el pentru inima mea, capitolul Tatălui. Capitolul Tatălui. Domnul Iisus este preocupat să vă le vorbească ucenicilor despre Tatăl, pentru că avea să plece de la ei și să se întoarcă de unde a venit, adică în cer, la Tatăl. Și îi va lăsa pentru puțină vreme ceea ce se numește singuri. Și capitolul 14 are de două ori analiza pe care Domnul Iisus o face inimii acestor oameni. În capitolul 14, versetul 1 și apoi în capitolul 14, versetul 27. Acesta este diagnosticul pe care îl pune Domnul Iisus la starea lor. Nu avem nevoie să o inventăm noi, să o căutăm, să o înțelegem. El i-a înțeles. Era gata să plece. Și greu să te desparți. Greu să te desparți. Au lăsat totul, au venit după el, au stat 3 ani de zile și împreună cu el și acum el trebuie să-i pregătească pentru marea despărțire. Nu-i ușor. Să nu vi se tulbure inima. Versetul 1. Și dacă întoarceți la versetul 27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Există despărțiri și despărțiri. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre o despărțire în care s-ar putea să vă recunoașteți. Despărțirea aceasta s-a produs cu majoritatea celor care sunt de vârsta mea și sunt în biserica aceasta. Ziua în care tatăl meu a venit de la cutia de poștă cu vestea că mi s-a aprobat plecarea în America a fost pentru mine o zi, spuneți dumneavoastră, că ați trecut pe aici și dumneavoastră. Cum a fost pentru tatăl meu? Există despărțiri și despărțiri.
Și despărțiri ca aceștia s-au întâmplat în casele celor care au plecat în America, s-au întâmplat în bisericile din care am plecat în America, s-au întâmplat în gări, pe peronul gării, atunci când frați și prieteni și-au luat la revedere de cei care plecau peste mări și țări. Uf, tare sunt grele despărțirile. Țin minte că tatăl meu m-a luat în camera din față, așa zisă camera din față în tradiția românească, numai noi doi. Și mi-a spus, Dani, nu ți-am spus niciodată ce-ți spun acum. N-am vrut să te influențez, n-am vrut să fac niciun lucru, cuvânt, gest sau scenă sentimentală care să te influențeze într-un fel sau în altul, pentru că tu ești chemat de Dumnezeu. Și cel care se înscrie la oaste în urma chemării lui Dumnezeu nu mai are decât un singur superior, pe Dumnezeu. Și am căutat să ies din scena aceasta. Dar astăzi, când știu că vei pleca în America, vreau să spun ceva. Tu împlinești visul pe care l-am avut eu în adolescență. La noi în sat, în Moldova, americanii n-au venit decât foarte, foarte sus cu avioanele, le vedeam mititele cum se luptau cu alte avioane pe sus. Și știam, uite americanii, uite americanii, uite americanii. Când s-a terminat războiul, majoritatea tinerilor de la noi din sat, care și așa plecau undeva după o anumită vârstă ca să meargă la oraș să-și facă o meserie, s-au hotărât, noi, echipa noastră de tineri de aceeași vârstă, din sat, să plece în America. Și să o ia așa, ușurel, ușurel. Dacă au ajuns românii până la Berlin, ajung și până în America. Mai cu trenul, mai cu ocazia, mai până Iugoslavia, mai prin Austria, mai prin Germania, cumva la un avion, la un vapor și să ajungă și ei în America. Ne-am vorbit, ne-am bucurat. Și n-am spus la nimeni, dar eu am socotit că trebuie să-i spun lui tata. Și am spus lui tata, uite ce vrem să facem. Eu eram cel mai mare, dintr-un șir de copii, la un bărbat văduv, căruia îi murise nevasta. Și tatăl meu s-a uitat la mine și mi-a zis, Vasile, unde pleci tu, Vasile, și cui mă lași? Tu nu te uiți la copiii ăștia. Tu ești cel mai mare. Unde pleci? Cui mă lași? N-a trebuit să-mi spună mai mult, am înțeles și toți prietenii mei au plecat și au ajuns în America, i-am rămas acasă. Astăzi, când tu pleci în America, împlinești visul pe care l-am avut eu în adolescență. Și mă uit la tine cu regretul că n-am făcut-o și eu când eram de vârsta ta. Așa că nu te pot condamna că pleci. Du-te și Dumnezeu să te binecuvinteze. Probabil că nu ne vom mai vedea niciodată. Sunt despărțiți și despărțiri. Dumneavoastră vi le-ați trăit pe ale dumneavoastră. Fiecare în felul lui. Sunt frați care au plecat în străinătate într-un turneu, în ceva cu fabrica, cu compania și i-au spus soției și celor din familie, dragă, dacă pot, nu mă mai întorc. Și au plâns un pic și s-au rugat și apoi el a plecat. Sunt despărțiri și despărțiri. De data aceasta îl avem în capitolul 14 pe Domnul Iisus care ieșea la revedere de la ucenici. Și e greu pentru ei, e greu pentru ei. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Plec. Capitolul 13, versetul 33. Și se lasă o ceață pe sufletele lor și se lasă un fel de întuneric peste ce era acolo. Și el știe, el simte. El îi citește așa cum nu pot ei să se înțeleagă. El știe inima lor de astăzi, inima lor de mâine și știe ce se va întâmpla poi mâine. Dar nu neapărat poate să le spună, pentru că mai am încă multe lucruri să vă spun, dar încă nu le puteți purta.
Și stă de vorbă cu niște oameni care pot să-l înțeleagă doar în parte și cumva ca să le atenueze șocul acestei despărțiri, are loc capitolul acesta 14. Și sunt aici 1, 2, 3, 4. Sigur că puteam să scot 14, dar am gândit la timpul dumneavoastră și la necesitatea de a ajuta memoria să nu o complicăm mai mult. Ce le spune Domnul Iisus în tristețea acestei despărțiri? Primul lucru care le spune, tradus în limba română, este așa: și voi veți ajunge la Tatăl. Eu plec, dar uitați-vă la mine. Uitați-vă bine la mine, la ce vă spun. Unde mă duc eu, o să fiți și voi. Eu mă duc la Tatăl, dar și voi veți ajunge la Tatăl. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu. Și dintr-o dată l-aduce pe Tatăl, în scenă l-aduce pe Tatăl. Erau ei, era Tatăl undeva departe și între ei era Domnul Iisus care stătuse cu ei. Și acum Domnul Iisus spune, eu ies din scenă, dar vreau să vi-l prezint pe Tatăl, pentru că nu sunteți niște oameni care să nu aveți pe cineva, chiar dacă eu am să lipsesc o bucată de vreme cu voi. Eu mă duc la Tatăl și voi veți ajunge la Tatăl. Și voi veți ajunge la Tatăl. Nu se poate să nu recunoaște paralela cu speranța multora dintre ai noștri că ne vom reunifica familiile în America. Tatăl meu, fiind subcomunist, nu a crezut niciodată că o să ajungă în America. Dar Dumnezeu, care cunoștea și mâine și poimâine, când a văzut pe tata așa dărâmat de despărțire și când a văzut-o pe mama plângând, s-a uitat la ei cu duioșie și a zis: stați liniștiți că o să ajungeți lângă Daniel în America și el o să vă închidă ochii. Stați liniștiți, stați liniștiți. Și Domnul Iisus le spune, și voi veți ajunge la Tatăl. Veți ajunge la Tatăl. Ce se întâmplă în inima ta când auzi cuvintele acestea? Ne vom reîntregi acasă la Tatăl. Tu și cu mine, împreună cu Domnul Iisus, o să mergem acasă la Tatăl. Și nu numai atâta, dar le spune, îl veți vedea pe Tatăl. Și dați-mi voie să citesc mai departe. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, ce să fie? Să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și o să-L vedeți pe Tatăl. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Cuvinte grele, pe care le înțeleg, dar le înțeleg doar în parte. Aveau după înviere, când o să vadă trupul acesta proslăvit al Domnului Iisus, să înțeleagă. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, dacă m-ați fi cunoscut pe mine. Au stat 3 ani și ceva cu el și totul spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine. Dacă ați fi putut trece de bariera aceasta a minții și a cărnii și a logicii și a materialismului. Dacă m-ați fi cunoscut așa cum sunt. Și de acum încolo îl veți cunoaște că l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți măcar pentru lucrările acestea. Grele cuvinte, un puțin mustrătoare, dar ele ne aduc de aminte de limita noastră. Nu o să putem niciodată pricepe întru totul pe Dumnezeu. Săptămâna aceasta, proverbial și cumva paradoxal și cumva pregătitor pentru seara aceasta, m-a sunat un prieten, frate, și
Și mi-a zis, frate, într-o carte sau într-o predică de-a dumneatale ai folosit două cuvinte pe care nu le înțeleg. Și am zis, ești fericit dacă ai găsit numai două cuvinte pe care nu le înțelegi. Sunt unele care le-am folosit și nu le înțeleg nici eu. Care sunt? Și uite, aici ai scris, și mi-a citit paragraful. Aici ai scris că Dumnezeu este și transcendent și imanent. Ce ai vrut să spui? Mi-a dat seama că mi-ar fi ușor să explic dacă aș ști. Dar eu știu așa niște chestii care ni le-au spus și le-am găsit în texte de teologie. Transcendent înseamnă dincolo de ceea ce există. Transilvania înseamnă ținutul de dincolo de păduri. Transilvania. Transamerica este drumul sau, eu știu, autostrada care traversează America. Transcendent înseamnă că Dumnezeu este dincolo de toate lucrurile create, locuiește și în afara lor și nu are nevoie de ele. El este transcendent. Oh, și înțeleg, frate, asta înțeleg. Asta înțeleg, dar asta l-am dat cu imanent cum e. Și mă gândeam să-i dau o strofă din liceul nostru. Partidul e în toate cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. Dumnezeu e în toată creația. Dumnezeu, nu există niciun loc în creația aceasta în care nu există, nu este, nu se află, nu locuiește Dumnezeu. Păi n-ai zis că e transcendent? Este și transcendent și nu-i legat de creație. El poate să schimbe creația, să o facă altfel, să o distrugă și să o dea focului, nu-l afectează pe el. Dar în același timp el este și în creație, este imanent. Tot ceea ce există aici este îmbibat de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, însușirile lui nevăzute se văd deslușit unde? La creație, e în creație. Însușirile lui nevăzute se văd. Grea discuție la telefon. Și mi-a zis, frate, chiar este în toate. Și am spus, frate, hai să-ți dau două cuvinte de astea pe care nu le înțeleg eu. Poate mă ajungi dumneatale pe mine. Ce înseamnă că Dumnezeu este atot știutor sau omniștient? Omniștient. Ce înseamnă? A gândit el și a început să-mi dea ceva și am zis, acum lasă-mă să-ți dau cea mai bună definiție pe care am găsit-o eu în cărțile pe care le-am citit. Faptul că Dumnezeu este atot știutor înseamnă că Dumnezeu nu are niciodată o surpriză, nu poate niciodată afla ceva nou. N-ai cum să-i spui lui Dumnezeu ceva nou. Oh, și asta pot să înțeleg. Zic, eu nu chiar. Pentru că vreau să te întreb pe dumneatale ce înseamnă că Dumnezeu este omniprezent. Omniprezent, asta înseamnă că Dumnezeu este unde? Când? În același timp. Atot prezent înseamnă că nu există niciun loc, spațiu în care să nu fie Dumnezeu. Psalmul 139. Dacă mă duce în locuința morților, dacă mă voi spune, mă înconjur cu întunericul. Și acolo e, și acolo e, și acolo este. Grea discuție la telefon. Și atunci am spus, frate, mulțumesc că m-ai sunat, pentru că mă pregătesc pentru predica de joi seara și o să citesc din Ioan capitolul 14 și o să văd din dificultățile Domnului Iisus de a vorbi cu rațiunea umană, cu niște oameni care l-au însoțit 3 ani și ceva de zile, l-au auzit vorbind așa cum n-a vorbit nimeni niciodată și acum când își ia la revedere de la el, le spune cuvinte și ei nici pe astea nu le înțeleg. Și are o problemă cu el. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl.
și că Tatăl este în mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea. O să ajungem la Tatăl în cer și o să-L vedem pe Tatăl. Și așa cum spunea un prieten de-al meu, predicator de limbă română, când o să-L vedem pe Dumnezeu, o să ne dăm seama că L-am cunoscut dintotdeauna, pentru că cine L-a văzut pe Domnul Iisus, L-a văzut pe Tatăl. Și asta spune El. Tatăl este în mine, eu sunt în Tatăl și eu sunt în voi. Sunt lucruri care nu merg nici la discuția mea la telefon și nu merg în toate tratatele de teologie din universul acesta. Dar sunt realități, sunt realități în dimensiunile lui Dumnezeu. Și înainte de moartea și învierea lui, Domnul Iisus stă de vorbă cu oamenii pe care îi găsește triști și spune, nu vă întristați, vreau să vă spun câteva lucruri, chiar dacă nu le înțelegeți acum. Primul lucru care îl spun este că eu plec, dar unde plec, eu veți ajunge și voi. Good news, good news, good news, good news. Asta e mare lucru. Dacă eu puteam să-i spun lui Vasile Brânzei atunci, în zilele acelea, tată, într-un an și 6 luni o să fii în America. Nu știam, dar Domnul Iisus știe. Și Domnul Iisus lucrează deja la locul potrivit pentru fiecare dintre noi, frați și surori. Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos acolo lucrează la casa, la locașul în care vei sta, ceva potrivit pentru tine, exact pentru tine. Nu vom fi doi la fel, nu vom fi doi la fel. Vom fi la Tatăl. Al doilea lucru, că îl vom vedea pe Tatăl. Și pentru cei care nu îl înțeleg pe Dumnezeu, este suficient să se uite la fața Domnului Iisus. Am o aversiune, în general, cu acele atribute ale existenței lui Dumnezeu și cu teologia sistematică în general. Vorba lui fratele Richard, am auzit de teologia sistematică a lui Mullins, am auzit de teologia sistematică a lui Strong. Eu cred că cea mai bună teologie sistematică este a lui Dumnezeu. Ce părere ai? Și dacă Dumnezeu n-a vrut să ne dea sistematică, cine sunt eu și cu ăștia să-L sistematizăm noi pe Dumnezeu? Dumnezeu e mult mai mult decât putem noi să înțelegem. Asta s-a făcut pentru oameni din afară să aibă ce discuții despre Dumnezeu. Dar ele dovedesc existența unui Dumnezeu. Poate să fie Mahomet, poate să fie Zamolxe, poate să fie un Dumnezeu în general. Și fratele Richard, și eu mă înțeles, și viața mea nu este să vorbesc despre existența unui Dumnezeu. Existența unui Dumnezeu nu rezolvă nimic. Am citit astăzi despre un tânăr iranian care în discuțiile care sunt în lumea aceasta despre America și despre război și toate astea, s-a hotărât să fie un foarte bun musulman și a zis o să studiez tot ce există despre musulman și Coranul și o să citesc și despre alte religii. Și mărturisea el cu gurița lui, îmi venea să-l pup așa prin televizor. M-am dus să-l caut pe Mahomed și l-am întâlnit pe Iisus Hristos. Că e una să vorbești despre un Dumnezeu în general. Dar când îl vezi pe fața Domnului Iisus, pe fața Domnului Iisus, atunci îl găsești pe Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeul cu chip de om, Dumnezeul care s-a făcut asemenea nouă, pentru ca noi să putem să ne îndrăgostim de El. Și spunem, binecuvântat să fii, Doamne Iisuse, că ești în seara aceasta aici între noi. Acesta este Dumnezeul nostru. Și acesta este argumentul suprem care ne face să devenim copii ai Lui. Care este punctul 3? Repede că timpul meu s-a dus. Al treilea lucru, că îi vede triste așa, spune Domnul Iisus, știi ceva? O să vă simțiți liberi, singuri, pardon, părăsiți, o să aveți tot felul de probleme și eu nu o să mai fiu cu voi. Și aș vrea să fiu cu voi ca să vă rezolv problemele. Vreau să vă spun ceva. De astăzi înainte puteți să vorbiți direct cu Tatăl. Fraților, asta este un lucru extraordinar. A desfințat cărțile de rugăciune, a desfințat o mulțime de alte lucruri care le spuneam pe din afară. Spune, stai de vorbă cu Dumnezeu. Și așa de frumos spune. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și lucrările pe care le fac eu, bancă, va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. E bine că mă duc, mă băieți, e bine că mă duc. Și orice veți cere în numele meu, și aici e discuta noastră cu foarte mulți oameni care citesc Biblia strâmb de tot, și orice veți cere în numele meu, veți face. Așa scrie? Nu. No.
eu voi face. Și orice veți cere în numele meu, eu voi face. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul, nu în Oral Robertson, nu în vindecător și în magicien și vrăjitor și care confundă și colindă astăzi bisericile la televizor și în persoană. Nu, nu avem celebrități. Spune Domnul Iisus, eu am să fac. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în mine, în mine, în mine. Începe să cere ceva de la Dumnezeu. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu, spune încă o dată versetul 14, voi face. Și 4, băieți, eu plec, știu că e ispita aceasta mare a tristeții, a înspăimântării și veți trece prin ceasuri foarte grele, dar vreau să vă spun ceva. Puteți să intrați într-o relație așa de bună cu eternitatea și cu Dumnezeu, încât să fie pace în inima voastră orice s-ar întâmpla. Am plac cuvintele acestea teribil, mă rând. Dacă mă iubiți, veți păzi păruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Binecuvântat să fii Duhule Sfânt că ești în seara aceasta aici. Amin. Și ești aici pentru că ești în mine și ești în cei care sunt copiii tăi. Și ești aici pentru că ești în cuvântul tău. Și ești aici pentru că e lucrarea pe care ai primit-o de la Tatăl. Doamne, Tu faci lucrarea. Noi suntem doar vasele prin care te manifesti Tu, dar Tu ești Cel care faci lucrarea. Nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi. Peste puține vreme lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Frumos aici, e mult de predicat, dar n-am eu timp. Ultima dată când l-au văzut omenește lumea aceasta, în afara celor care și voi mă veți vedea, dar lumea nu mă va mai vedea, ultimul din lumea aceasta care l-a văzut pe Domnul Iisus a fost cel care i-a dat trupul jos de pe cruce și l-a pus în mormântul lui Iosif din Arimatea. Ultima dată când l-au văzut om. După înviere, nimic din lumea aceasta nu l-a mai văzut. Exact cum scrieți. Nu vă voi lăsa orfani. Voi mă veți vedea. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. N-au înțeles atunci, dar au înțeles după înviere. În ziua aceea, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Și iarăși le vorbește despre multiplele dimensiuni spirituale ale existenței. Nu o înțelegeau ei atunci, nici noi nu le înțelegem astăzi prea bine, dar credem în ele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Doamne, îți mulțumim că ai venit și în viața fiecăruia dintre noi. Iuda, ăla bun, nu ăla rău, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Și le spune taina aceasta care se întâmplă de 2000 de ani. Și s-a întâmplat cu fiecare dintre noi. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Capitolul Tatălui. Și El îi duce la Tatăl. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cu alte cuvinte, ascultați bine cuvintele acestea. Înainte să ajungi tu unde vrea Domnul Iisus să te ducă, în America existenței, înainte să mergi la Tatăl, trebuie ca Tatăl să vină și să locuiască în tine. Dacă Tatăl nu locuiește astăzi în tine, n-ai nicio șansă să ajungi vreodată unde este Dumnezeu. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci este al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
în ultima afirmație, este secretul Noului Testament. Dar de unde au ținut ăia minte? Ah, cam nu pot să țin minte. 3 ani de zile a vorbit și după aia a trecut în șocul ăla și au adus ei aminte ce a spus Domnul Iisus. Nu e o lucrare omenească. Este o lucrare supranaturală pe care a făcut-o în oamenii aceia Duhului Dumnezeu. Auziți, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Am să vă inspir să scrieți viața mea așa cum ați auzit-o când ați fost cu mine și așa s-a născut Noul Testament. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus... Și eu am material cât pentru o teză de doctorat, dar vreau să mergem la cină. Închei cu ilustrația pe care v-am dat-o la început. Inima în tatăl meu plângea. Când mi-a dus vestea că s-a aprobat. Dar în același timp se bucura. Pentru ce se bucura? Pentru mine. Există în întâlnirea aceasta între Domnul Iisus și ucenicii ceva care este așa de paternal, așa de înțelegător și în același timp mustrător în același timp. Uitați-vă la cuvintele acestea. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Nu știu dacă îl simțiți pe Domnul Iisus, Doamne, dacă aș putea să dau ceva, măcar din ce simt eu acum în inima mea. Domnul Iisus le spune ucenicilor acestea, oameni egoiști, oameni supărați că nu să-L mai aibă pe El și ei acui sunt și plecarea Lui le produce lor pagubă și rămân în lipsuri și rămân fără nimica și așa. Și Domnul Iisus zice, dragii mei, pentru voi vă gândiți toată ziua, nu puteți să vă gândiți un pic și la mine. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura când am zis că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Băieți, plec acasă. Mă duc acasă. De ce sunteți supărați? Pentru că vă gândiți doar la voi? De la mine nu vă puteți gândi măcar un pic așa, un pic ușor. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis mă duc la Tatăl. Căci Tatăl este mai mare decât mine. Și abia aștept să ajung acasă. Este joia seara și aveam cina Domnului, cina suferințelor Lui, dar în același timp cina în care le-a rostit cuvinte care depășesc granița rațiunii, care depășesc granițele de timp și de spațiu și El vorbește despre o comuniune la nivelul lipsei de dimensiuni. Dumnezeu este în mine, eu sunt în Dumnezeu, eu sunt în voi, voi sunteți în mine, voi veți fi în Tatăl, veți veni la Tatăl, îl vedeți pe Tatăl, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl, puteți să stați de vorbă cu Tatăl, puteți să-i cereți lucru Tatălui în numele meu, puteți să aveți pe Duhul Sfânt care să vă umple inima, intrați într-un nivel de existență cu totul și cu totul superior și nu numai că voi veți ajunge într-o bună zi la Dumnezeu, dar dacă țineți cuvintele mele, eu și Tatăl care vă va iubi vom veni și vom locui. Wow! Este adevărat lucrul acesta pentru tine? Ei n-au priceput. Dar în anul de grație 2024, tu ești al Domnului de mulți ani de zile. Sunt cuvintele acestea, comoara din sifătul secret al inimii tale, este Dumnezeu și Fiul la tine acasă, în inima ta. Vă invit să stăm la masă cu Tatăl, cu Fiul, în minunata putere pe care are în seara aceasta Duhul Sfânt. Amin.
ne plecăm pe genunchi și fiecare se roagă, se pregătește pentru cina aceasta în care ne întâlnim cu un Dumnezeu care este mult mai mare decât cuvintele noastre, mult mai mare decât mintea noastră, dar care ne-a spus câteva lucruri și care mai ales ne-a spus: treceți dincolo de mine, mergeți la Tatăl, veți ajunge la Tatăl, stați de vorbă cu Tatăl, primiți-L pe Tatăl în inimile voastre. Fiecare se roagă pentru El.